Numele meu este Stelian Bușduveanu, sunt liderul de grup al consilierilor generali PNL din cadrul Consiliului General și astăzi ne aflăm simbolic în fața Primăriei Capitalei, pentru că în decurs de maxim o oră începe ședința de Consiliul General. Doresc să facem aceste scurte informări cu fiecare prilej și la începutul fiecarei ședințe de Consiliu și la finalul fiecarei ședințe de Consiliu pentru a aduce la cunoștință bucureștenilor toate neregulile care se întâmplă la nivelul Primăriei Capitalei, la nivelul Consiliului General și lupta pe care o ducem noi, cei din opoziție, cu administrația PSD Fire. Astăzi avem o nouă ședință de Consiliu General și, așa cum ne-a învățat administrația PSD Firea, pe ordinea de zi apar diferite proiecte, multe dintre ele fără dezbatere publică, multe dintre ele care nu aduc niciun fel de avantaj cetățenilor și un nou tip de proiecte, proiecte aduse pe ultima 100 de metri, doar pentru a distruge Bucureștiul pentru anii ce vor urma. Permiteți-mi să intru puțin pe ordinea de zi să discutăm punctual despre câteva. Avem proiectul care propune astăzi în Consiliul General prelungirea contractului semnat cu APA Nova de concesiunea serviciului în urmă cu mai bine de 20 de ani, care era pe o perioadă de 25 de ani. Deci contractul cu APA Nova a fost semnat în anul 2000 pentru o perioadă de 25 de ani, fiind încă în vigoare. Astăzi, administrația PSD Firea vine și propune consilierilor generali să voteze un proiect prin care să prelungească acel termen cu încă 12 ani. Nu ne dăm seama ce este în mintea acestor oameni care conduc Bucureștiul. Nu ne dăm seama cum pot avea un asemenea tupeu ca în ultimele zile de mandat să vină să propună prelungirea unui contract care este încă în vigoare și a expirat abia peste 5 ani, încă 12 ani, fără o dezbatere publică, fără să anunțe cetățenii, un ultim tun pe care administrația PSD vrea să-l dea înainte de a pleca acasă. Putem trage concluzie cu toții. Știu că din 28 septembrie nu vor mai fi la primărie și atunci ultimele proiecte le trec acum și nu la viitoare pentru a-și asigura camarila de partid. Un alt proiect la fel de controversat pe ordinea de zi astăzi este cel al companiei Termoenergetica, care dorește să absoarbă compania Energetica Servicii. Trebuie să facem un scurt istoric. În urmă cu mai bine de un an de zile, o companie înființată ilegal de către administrația PSD Firea a fost divizată în două companii. În speță, Energetica a fost divizată în Termoenergetica și Energetica Servicii, în urmă cu un an și 4 luni. Termoenergetica a avut rolul de a prelua de la Radeț serviciul de distribuție a apei calde. Energetica Servicii a avut rolul de a face acele investiții de care avem mare nevoie în municipiul București în sistemul de termoficare. La mai bine de un an de la acea divizare, compania Termoenergetica se află în insolvență aproape. Compania Energetica Servicii nu a făcut nicio investiție în sistemul de termoficare. Iar primarul ne propune să fuzioneze aceste companii. Nu ne dăm seama dacă dorește să le bage în insolvență și în faliment sau dorește ceva prin care să distrugă și să construiască o altă companie și așa să o pună și pe aceea în insolvență și în faliment. Vă putem asigura că Partidul Național Liberal, prin reprezentanții săi în Consiliul General, nu va vota niciun proiect care e în detrimentul cetățenilor. Nu va vota proiectul prin care se cere prelungirea contractului cu APA Nova pentru încă 12 ani, când el este încă în vigoare, fără o dezbatere cu cetățenii municipiului București, care sunt adevărații beneficiari ai acestor contracte. Nu va vota o fuziune a unor companii care tot Consiliul în urmă cu un an de zile le-a divizat. Iar răutățile nu se opresc aici pe ordinea de zi. Așa cum ne-a învățat administrația PSD, avem o nouă rectificare bugetară. Iar de data aceasta, primăria ne propune dublarea bugetului pentru publicitate. Suntem obișnuiți cu toții ca singura preocupare a administrației PSD Firea să fie PR-ul, dar nu ne putem închipui cât tupeu poți avea ca în plină pandemie și la final de mandat să folosești banul public pentru a-ți face proprie reclamă. Ordinea de zi este una destul de consistentă astăzi, nu așa cum ne-a învățat în trecut, dar consistentă. Pe lângă aceste proiecte de importanță majoră de care v-am vorbit, mai avem proiecte care
care nu au nicio valoare și niciun beneficiu pentru cetățeni, cum ar fi acela de a adopta o statuie, mâine o să ne punem să adoptăm o bancă sau o bordură. Avem programul Testează pentru București, care observăm că printr-o modificare a lui se dorește Testează pentru Grecia. Repet, nici în aceste cazuri grupul PNL nu va vota aceste proiecte. În final, organigramele care ne-am învățat în ultimii ani și putem trage concluzia că administrația PSD dorește să-și asigure locurile activului de partid în acele instituții, pentru că știu că din 27 vor pierde atunci. Vă mulțumim foarte mult și ne auzim după ședința de Consiliul General.